Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Suntem aici cu Teo. Salut Teo și bine ai venit. Salut, salut. O să deschidem pachete de top 100. Am făcut 90, locul 90 în lume la Weekend League-ul ce abia s-a încheiat. Teo, să deschidă pachetele, eu nu o să mă ating de asta. Nu uitați înainte de a începe să apăsați butonul de like, să facem acolo 300 de like-uri și să vă abonați acolo la canal cu clopoțel. De asemenea, Teo are și el un canal de YouTube, o să-l aveți în descriere, deși mi-este greu să cred că nu îl cunoașteți majoritatea dintre voi. Dacă e cineva și nu îl cunoaște, să mergeți acolo și dați un mare subscribe. Bun, locul neapărat, 90 lume. Neapărat like acolo, locul 90, iau ce forță, top 100, ia uite, nebunie și totală. Ia stai să vedem ce avem, avem 4 player pick-uri, nu 5, mai credeam, știam că-s 5, bine, cred că 5 sunt la top 50. Da, un da, pachet da. De 11 jucători Team of the Season, 2 Jamborat Players Pack, 125.000 de coins și redeem-ul la următorul Weekend League. Deci eu nu o să deschid nimic, o să las pe Teo, nu, chiar nu mă bag. Băi, abia aștept pe acolo cu 11 Team of the Season, ăla e foarte interesant. Deci de acolo chiar am așteptări mari, dacă nu pică nimic. Ouleu, hai să control așa. Gata. Începem cu ăsta în capăt de aici, ia să vedem. Player pick cu 5 Team of the Season. Doamne. Nu, ia-l pe pici, ia-l pe pici că e cel mai mare. Oh, ce dezastru. Oh, ce dezastru ești. Nimic. Hai că mai avem de unde. La alea 3 de băle, important. Mai avem de unde. Ia să vedem aici. Zomăr de MBN. Oh, alo, ce înseamnă asta? Uite câți de 89, 85. Deci nu se poate așa ceva. Doamne, ce nebunie. Nu, n-ai cum. Uite ce dă din primele două. Zomăr și Pizzi. Bine, ăștia sunt standard, deci la toți garantate de 94 plus, tot așa de la Sommer, Pizzi, mai da Ter Stegen, mai da uneori de ăștia, dar tot 94-95. Ter Stegen e bun. E da, față de Sommer, ia să vedem aici. Orsic, oh. La ce fundaș dreapta am Van Bissaka, nu, ia Orsic că e Van Bissaka. Ok, Orsic și e cel mai bun de până acum, 95. Bun ăsta. 99 la agility, bună, stamina, tot. 97 e un super sub cu 99 pace pe card, ce să mai e? Și al patrulea. Ia să vedem. Hai mă, haide. Sommer iar, Ter Stegen. Vorbeam de el, nu pot să cred. Defaulturile. Nu pot să cred, uite exact ce ziceam. 2 portari și 2 benzi. 95-94. A, tocmai ce spuneam, deci Ter Stegen, Sommer. Da. Benzii pe care ai prins de fiecare dată, da, ok. Bun. Bine. Încă sperăm la pack. La pack-ul ăsta sperăm, la asta, 11. Până atunci ne facem încălzirea, poate cu un workout acolo. Ha. Ia să vedem, ia să vedem. Bun. Hai să fie. Și. Wow. Ce se întâmplă cu pack-uri? Da. E acerbi. Bine, din astea pot pica doar jucători gold sau Team of the Week. Asta e faza. Da, bine. Că nu, au scos promoțiile cu Team of the Season. Totuși, n-ar fi rău un Dennis Mann de 82, da? L-ați văzut, sper, pe Dennis Mann de 82, mare inform ce-a luat. Nu l-am văzut. Uou, nu? Dennis Mann, ia asta. Stai așa. Punk! Boom! Bum! Ia uite stats-ul, 90 finishing. 96 accelerație, 86 agilitate, 93 jumping și sare, nu cu iziară sub el. Composure 85 și cât are wake foot? 3 cu 3 are. Are hype attack, skill 1-4, dacă aveți skill 1-4, parcă merge să un pic. Dar are 96 la pace, 90 finishing, hai că nu era 86 agilitate, man totuși, un uniform simplu, așa, nu te iau de sezon. 3 ce 3 ture are? N-are. Dacă avea finish shot era bine. Da, dar tot interesant. Mamă. Man acolo, păi are un man meritat, chiar e în formă, adică n-ai ce să spui. Bun. Era tare să fie în formă când apare FA 21 și să avem inform din prima, așa. O să fie greu. Hai să vedem Jumbo Rare Players Pack. Al doilea. Vine la de 11. Și ăsta trebuie să fie. Ei, este mă, în sfârșit ceva. S-a prins bine Andanovic. Andanovice, da, 88. Măcar e un card de 88. Măcar e un card, da. Vine el pe acolo, face de alea. Bun, super. Și în spate. Ia să vedem. Mai avem loc de ceva. Avlenca. Da. Ba, avem. În club, două, da? Două duplicator.
Da, Cologie Jack. El e. Bun, și așa. Pachetul ăsta de 11, nici știu ce ar putea să fie, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Ben Yedder. Dar chiar Mbappé are Team of the Season? Da, 98. Team of the Season. Da, nu? Noi de 98, Team of the Season. E așa știu. Faza e că poate fi un jucător bun, că sunt 11. Dacă din 11 da. Nu prinzi, să dea numai de aia. 84, ia să vedem. 11. Am apăsat, e gata, wow. S-a făcut. Să ia să vedem pentru ce am făcut o postă. Hai mă, Portugal. Ei. Wow. Oh, gue, oh, Lautaro Martinez. Oh, Doamne, cream că e Messi. Mare troll. Oh, Lautaro de 96 și ăsta sunt sub. Și sunt 10 jucători sub. Deci nu se poate așa ceva. Ei, hai că apăsăm. Ia să vedem ce dă la top 100. Nu prea are ce să pici. Ia să vedem. Oblak, Marez, mamă, deci fii atent. Oh. 2, 3, 4 portari din 11. Aolo. Un RB, un LB, un CM, un RW, cei mai slabi. Băi, față că joci și te gândești, mamă, top 100. Am pachetul ăla cu 11 Team of the Season și abia îți dă un Marez. Da, chiar cât costă acum mai asta. Uite-te la Martinez, cam cât e. Nu, 300 de mii? 300. Da, e 300 de mii. Și Marez, cred că vreo două. Ia să vedem. Ce de Marez mai ieftin decât prețul mai mic. 150. Bine. Sau? Asta da. Este. Da, cam 150 ăsta, wow. Asta este, de mâna. Oh, Lautaro e dublu. Ma, ca preț. Și e mai slab, adică așa zic eu, e părerea mea că mai slab. Quadrado e 60 de cash, 70, 80. Ia, yeah, este, da, 80. Bate spre 100, era un bid la 76. Aia, câțiva? Cam 80 de, nu 80, cam dacă ăștia doi fac 500 de K, vreo 700, 800 de K. Tot trebuia măcar acolo să dea un card. De 97, 98 dintre 11 ăștia, măcar unul. Se putea, trească. Da. Se putea, mă, se putea. Of, aia e. Bun, cam atât cu pack opening-ul ăsta. Am avut un cont de Elite 3 și unul de top 100. Mulțumesc, Teo, că ai venit și ai deschis pachetele. Mersi și eu pentru invitație. Noi ne vedem data viitoare.